Avem surprize cu Bodo! Bine v-am găsit! Bine ai revenit! Bună! Ce faci, maestre? Bine, ce faceți voi? Uite, ne uităm la tine! Bă, ce mișto e la voi, super tare! Multă lumină! Deci, da? Stai multă, că lumină multă? E vara, da! A venit vara? Parcă a venit ceva, nu? Ce tare, da! Ce faci? Foarte bine! Da? Ai slăbit, ce ai făcut? Sau, slăbit, păi am citit pe internet că ai ținut nu știu ce dietă, că ai slăbit 20 de kilograme și că tu ai dezvăluit secretul. Asta când erai tu mai mic. Păi mai demult și am tot. Da. Mâncai carne într-una. Două săptămâni. Acum am fost la mare împreună cu familia și pentru că la mare m-am întâlnit cu un bun prieten și am petrecut o săptămână cu Mihai Bobonete. Știi cum e? Unii spun că te îngrași de la râs. Eu am slăbit de la râs, cred. Da? Pe serios, deci cu toată a, deci prin râs, da. Aha, e o soluție și asta. Cu Bobo, e grav. Bună treabă. Dar cum, ați fost cu copiii, nu? Cum ați da, cu copiii, am fost în familie. Și cum copiii, e cu copiii? Ce fac? Sunt bine? Și copiii ce ziceau? Ce să zic? Copiii sunt nu bine, senzațional de bine. Acum se află la țară, la bunici, cum ar veni. Ce frumos. Împreună cu Loredana, da. Nu stau cu tableta în brațe, ci stau cu bicicletele pe dealuri, se plimbă, vin juriți, unul mai face o intoxicație, voi știți mai bine. Dar înțeleg că sunt pe viteză, așa ai spus, ne-ai spus la trecut. Da, așa este, sunt foarte vitezomani. Da? Da, cu orice. Sunt fierți după desenele animate cu Fulger McQueen. A, bun așa. Înseamnă că ai fost la cinema, ai băgat. Bineînțeles, la trei ăsta, cum presupun că și voi ați fost. Da. Că n-aveați cum să nu, mergeți. Eu n-am fost, ei au fost, în schimb, împreună cu maica sa. E bine. Eu n-am ajuns. Dar îmi doresc să ajung pentru că îmi plac și mie. Și mai vor o dată. Sigur. Dar ce spune mai știți când se bagă din nou la multiplex? Nu. Păi cred că e și acum. Este? Mâine dacă n-ai treabă. Păi nu, eu am și eu treabă și ei nu sunt în București. Dar nu contează. Da, spuneai că au o iritație sau ce s-a întâmplat? Intoxicație, ceva au făcut? Da, mă, fără discuție, au făcut o intoxicație. Ei sunt foarte iubiți de bunici. Da. Și bunicii, socrii mei, deci socrul și cu soacra mea sunt o valoare. Da, sincer, așa. Vă spun. Băiatul și fata mea sunt o valoare. Ei, și pentru că iubesc foarte mult socrii mei, foarte tare, le fac toate plăcerile. Dani a făcut o intoxicație. Loredana a mers, a luat toate soluțiile și tot claritinul și tot ce trebuia cu soluțiile așa, să-i dea peste bubițe și așa. Și bunica a dezvăluit că a mâncat o ciocolată întreagă, Dani, și că s-a putea de la ea să într-adevăr, probabil că de la o ciocolată. Da, o ciocolată întreagă? Da. Păi după aia cred că și a dat 20 de ture de casă. Păi așa face întotdeauna. Eu nu primesc ciocolată înainte de somn sub nicio formă, pentru că sunt durasel. N-au cum. Deci de câte ori le mai dădeam eu înghețată cu ciocolată sau înainte, pe la ora 6-7 seara, Loredana mă atenționează clar. Bodolino, o să facem revelion în seara asta. De ce? Și la cât vă culcați? N-am ce treabă. Cum? La cât vă culcați după aia? Pe la două. A, cred, e la bun. Două. Păi și după aia, grădinițe, chestii, cum vreți? N-au nicio problemă. La ora 7 sunt în picioare amândoi. Și după aia dorm după amiază? Fac ceva? Nu, Dani nici nu doarme după amiază, Filip mai doarme. Noi le impunem să doarmă puțin după amiază, măcar o jumătate de oră, o oră să stea în pat. Dar ei consideră că nu somnul le ia din timpul de joacă. Așa că mi-au declarat. Nu ne place să dormim, tati. Nu ne place să dormim. Nici seara, noaptea, nu ne place să dormim. O viață aici și să dormim. Dar bineînțeles, exact. Dar cine stă cu ei toată ziua? Lori. Toată ziua? Da. Adică se ocupă de ei? Da, da. Îi duce, îi aduce? Este o mamă eroină. Ce frumos. N-aveți pe adică cineva să vă ajute așa? Nu? Adică nu mai obosește și ea, totuși. Singura care ne ajută este bunica. Bunica care nu se află cu noi în oraș, dar de câte ori o apelăm, de câte ori nu mai poate Loredana să sugrumă, vine mama... Vine mama Loredana, e soacra mea și are grijă de ei. Păi și voi dacă vreți să ieșiți într-o seară în oraș, cu cine lăsați? Cu bunica. O sunați repede să vină din alt oraș? Deci te rog să mă crezi că... Nu, ne... Vă planificați. Ne planificăm și vine bunica. Și chiar așa o să facem de acum încolo. O să o chemăm pe bunica de câte ori, am zis clar, vrem să ieșim în oraș și vrem să... Mutați-o pe bunica la București, că văd că-i treabă. Deci soția mea se bucură când iese și la McDonald's, crede-mă. Spune, bă, ce m-a scos la McDonald's, incredibil. M-am simțit extraordinar, iubitule, am mâncat un pic tasty, e super bine. Deci e... Deci e foarte, și e greu, nu? Adică toată greu. Ziua... Dar de ce, de ce nu încercați să luați, eu știu, un ajutor specializat? Păi am avut trei variante. Trei bune? Da, trei bune și nu ne-am descurcat. E Loredana pretențioasă?
sau doamnele n-au fost de așa natură? Mă, nu pot să spun. De fapt, eu mi-am dat seama că nu Loredana are nevoie de... Nu copiii au nevoie de o bonă, ci Loredana are nevoie de un ajutor în casă. Pentru că Loredana îi place să se implice în educația lor zilnic, clipă de clipă. Voi știți mai bine, fetelor, normal, că... Da. Mamele sunt, trebuie neapărat să fim acolo. Și e și ideal ca mamă, dacă poți, să stai cât mai mult cu copiii. Și îi place foarte tare, îi place mult, numai că ei sunt vitezomani. Și dacă-s vitezomani, e păi greu să ții... asta e vârsta, dar pe viitor vor fi și mai vitezomani. Nu, mă, eu mi-am dat seama că pe timp ce cresc, se ridică așa grow up, se... Maturizează. Ei, da, nu se maturizează la vârsta asta. Se definesc ei ca băieții. Așa. Sunt mult mai ascultători și te poți înțelege mult mai bine cu ei. Dar ce tu cum ești acum? Cu răbdare, așa? Cum te descurci? Eu mă pun la mintea copii. Lor și de obicei când te pui tu ca tată la mintea lor, mamele sunt foarte invidioase. Pentru că... un fel de răsfăț. Da, e răsfăț foarte... Nu că e răsfăț. Chiar mă pun la mintea lor. Noi avem jocurile noastre, luptele noastre în fiecare seară. Ei mă călăresc, eu sunt piratul pe care capitanii îl pedepsesc. Da, să ți-a lăsat bărbița asta, e bună de pirat. Da, mă trag de barbă, normal. Mă pedepsesc în fiecare seară, n-ai fost cu minte piratule și noi capitanii o să te aruncăm în apă, să te mănânce rechinii și mă aruncă din pat, eu sar în apă în pat. Sunt jocuri de societate, da. De seara, de dinainte. Deci până la urmă adorm leșinați de efort. Întotdeauna. Dar tu acum ești prins cu evenimentele sau de ce nu te-ai dus și tu acolo, la țară? Pentru că ne-am cumpărat o căsuță de vacanță acolo și Loredana împreună cu socrii mei se află acolo la renovare. Nu și cred. Eu pentru că trebuia să vin la voi în seara asta, n-am mers acolo. Dar mâine dimineață sunt șoferul unui microbuz mare cu marfă, eu personal, cu marfă, cu mobilier, merg acolo să duc... Deci vă ocupați de renovare și copii și eu nu știu Lori, cum reușește deci, Lori. Lori este plină de vopsea la ora asta, cred. Auzi, dar vreau să te întreb, sunt și copii acolo? Da. Păi, dar înseamnă că sistemul e următorul. Reparați ceva, vin băieții, strică, iar să repară. Adică e un fel de circular, așa, mai trec ei, mai repară, mai trec ei, mai repară. Nu, pentru că noi implicăm, și Loredana implică tot timpul în tot ce facem. Dacă se află în bucătărie și gătește, implică și pe ei. Uite, tu iei ceapa, curești ceapa, așa, așa. Tu faci aia, tu faci aia. Le place foarte tare. Sunt foarte încântați atunci când... Contribuie și ei, așa, cu mamica. Îi responsabilizezi, îi pui să facă ceva. Du-i, tati, aia, tati, ți-am adus asta, fii atent. Deci fii atent ce am făcut eu acum, ți-am adus asta. Auzi, dar băiatul tău cel mare i-a cunoscut pe cei mici? Încă nu. Încă nu. Dar urmează? Urmează când a venit în țară să-i cunoască. Dar de când timp n-a mai fost în țară? De mult, foarte mult timp. De acum 11 ani. Adică de pe vremea când am făcut noi poze la revista VIP că a venit în țară. Exact, bravo. Voi și acum pe net sunt pozele cu Alex de la voi. De el ce mai faci? Lucrează în Statele Unite ale Americii, în Portland, Oregon. După câte știu, lucrează în proiectare medicală. Wow. Foarte tare. De tehnică medicală, proiectare tehnică medicală. Nu mai știu dacă... Nu ești bunic încă, nu? Ba da, sunt bunic prin alianță. El s-a căsătorit cu o frumoasă fată, cu nora mea. Și cât au copii? Prima, deci tu practic ai niște copii acasă mai mici decât nepoții tăi? Nepoții mei, da. Ești un bunic cool așa. Doamne. Cool granny. Foarte drăguț. De-aia mi-a lăsat și barba. Dacă s-ar întâlni toți patru copii între ei, s-ar împrieteni, nu? Fără discuție. Păi zic să-ți mai lași puțină barbă și să fii Moș Crăciun la iarnă, să bași tare. Nu, că se prind ăștia, n-au, ai mei, se prind imediat când e tati. Da? Ai și o voce pe care cum cunoști de telefon, mulțim. Deci mă sună să-mi spună că mă iubesc când aud vocea ce mea. Ce frumos. Tati, te iubesc foarte mult, tati. Și eu pe tine și abia aștept să vin mâine, acum înainte de emisiune. Am vorbit cu ei la telefon. Ai fi putut să crezi că poate să fie o asemenea fericire? Voi v-ați dorit foarte mult copii și la un moment dat au apărut ei și, într-adevăr, e o fericire pe care probabil că nici nu ți-o imaginai sau nici nu mai visai să fie așa. Așa este. Era ceva gol. Undeva exista un gol. Ei au umplut și dau pe afară, de pe afară tot, cu bine, golul ăla pe care noi l-aveam în familie, eu cu Loredana. Și cu bunicii și cu tot. Au umplut perfect. Perfect, perfect. Și rolul de mama Loredana, că înțeleg că se ia foarte, foarte în serios, ceea ce... Nu, mă, e normal. Deci cum e și la
voi, da, practic, la voi, fetelor, este un rol normal atunci când ai două suflețele mici acasă, unul, când au venit la noi în familie, Filip avea 9 luni și Daniel 1 an și 10 luni, o iei cam de la zero, aproape de la zero. Aproape de la zero. Dar Lori nu-și mai dorește să... Ba da. Nu, să continue și cu un business, că el la un moment dat parcă avea un salon sau da, făcea ceva. Nu-i salon, lipsește da. Asta? Nu-i lipsește salonul, da, sub nicio formă. Nu? În schimb... În sensul că s-a mai duce încă de încă la salon, că altfel nu știu cum adică se duce la salon. Nici măcar la salon, nu se duce la salon, păi dar doar ca client. Păi toată ziua cu copiii, poate asta, mai da, simte și ea nevoia să iasă măcar undeva. Nu, Roxana, ea își dorește foarte mult să bricoleze. Și să, serios? Da, îi place foarte mult să bricoleze. Vrea să se exprime prin decorațiuni, prin, își dorește foarte mult. Și cu casa de la munte are cel mai bun prilej să o facă. Face practică. Ce, da, se descarcă, își descarcă talentul. Da. Foarte bun. Și vrea să dezvolta atunci, și un business de atunci genul când acesta? Ea va dori și își va pune în cap să facă lucrul ăsta, sunt acolo, să o sprijin, să stau în spatele ei, așa cum și ea stă în spatele meu de mult timp și mă ține bine. Ce-ți mai dorești de la viață? Încă un copil sau mi s-a promis? Cum să nu? Că ai zis, de ce nu? Adică... De ce nu? Sigur că da. Wow, cu 3 în casă, cred că e bala mult serios. Nu. Zici? Da, și cum e cu 2. Cred, bombă. Da. Dar poate să vină sau, nu știu... Voi sunteți ok? Voi puteți face copii? Da, putem face copii. Și sunteți dispuși, nu? Dacă s-ar întâmpla sau ar noi fi cazul? Să se întâmple. Doamne ajută, deci, da. Numai Dumnezeu poate să o rezolve. Exact. Vă rugați pentru când asta? Când vrea Dumnezeu, noi ne rugăm ca Domnul să facă exact ce vrea El să facă cu noi. Și când e momentul. Și dacă El consideră că trebuie să ne dea copilul acum, nu va da acum, dacă nu... Și consideră că mai avem altă treabă de făcut să o facă, dar stăm... Sincer, să mă în ascultare zilnic. Da, bănuiesc că ai auzit și tu. Există nenumărate cazuri în care au primit copii, părinții în familiile lor, după care i-a binecuvântat Dumnezeu cu un alt copil și pe ei. Deja avem un caz celebru, Luminița Anghel. Nu, dar foarte multe cazuri. Cu siguranță, dar sunt foarte, după cum spune Roxana, sunt foarte multe cazuri și eu am auzit de foarte, foarte multe cazuri. Au adoptat un copil și... După aia imediat au avut pe-al lor. Iar la noi, când vrea Domnul... Sau mai sunt alte cazuri, cum sunt, de exemplu, Gabi Cristea sau Iuliana Marciuc, care au făcut tot soiul de încercări și la un moment dat, când au abandonat toate tratamentele, așa a e. Venit Dumnezeu și a zis, acum, nu-i nevoie, nu trebuie să vă chinuiți, că vine. Așa este, așa este. Deci, băgați furnal. Băgăm. Și voi. Normal. Bun. Bine, noi suntem ok, așa, în formulă de 3. Da. Da, nu, la noi e veselie multă. Știu să cânte vreo piesă de-a ta? Știu să cânte toate piesele mele. Da? Da, toate, absolut. Dar la concertele pe care noi le avem și apucă să ajungă și ei și aproape de scenă, obișnuiesc de... Ai și coreografie? Ei au sigur și bat la tobe, sau simulează că bat la tobe. Vin aproape de scenă și la refrene, când publicul cântă de obicei la refrenele hiturilor noastre, le dau microfonul și cântă ei foarte ok. Da? Și trebuie să schimb microfonul de la unul la altul pentru că se supără. E o competiție majoră între doi băieți, unul de 4, altul de 5 ani, închipuiesc ce bătaie este. Deci dacă va fi o trupă, trebuie să fie cu 2 soliști. Nu, pentru că unul dintre ei bate la tobe extraordinar de bine, Dani bate la tobe, iar Filip e mai entertainer, e cu vocea, se prostește cu microfonul în oglindă. Are... Acum, dacă stau acasă lângă tine, se impregnează cu treaba asta, așa că... Nu impregnează maică-sa cu muzică în mașină, pentru că ei ascultă proconsul și în mașină. Eu îți dai seama că nu-mi doresc să mă aud tot pe mine în mașină când merg, dar când merg cu maică-sa... În mașina mai găsit sau de proconsul și știu toate piesele. Și din punct de vedere muzical, că tot vorbeam despre proconsul, ce mai pregătești? Ce plan? Mă, în primul rând, am venit astă seară cu o premieră la voi, l-am mai cântat, dar e un cântec nou. Da, așa cum o să-l cântați în seara asta, nu l-ați mai cântat. Bineînțeles, și, dar e o colaborare. Și colaborarea nu e a noastră, ci este a lui Pavel Petricenko și Rime. Păi hai să și vedem. Hai să vedem. Uite, să îi prezentăm și pe colegii tăi. Să vedem. Pavel Petricenko și Rime sunt cei trei tineri cabrazii aici din față.